Salut și bine v-am găsit, prieteni, la un nou episod pe acest canal. Astăzi am venit la nouă partidă de pescuit. După cum vă dați seama, din nou bate vântul, dar bate mai tare ca data trecută când am căzut în apă. Rar o să mă vedeți pe mine așa matinal la pește. E ora 6:51. Am venit așa dimineață fiindcă pe zi se încălzește foarte tare afară. Ajunge undeva la 42 de grade pe la Vrancea. Foarte, foarte cald. Așa că am venit de dimineață să încercăm, o să stăm vreo 3 ore, nu mai mult. Un răsărit super de soare. Aici la noi pe baraj bate vântul de 2 ori pe an. 6 luni de la sud, 6 luni de la nord. Asta e. Hai să ne apucăm de treabă. Sperăm să nu cad în apă și azi. O să fiu mai atent. Să-i dăm, să vedem ce prindem. Sunt tot cu bătrânele mele aici, pe zonă. Dăm undeva tot la 20 de metri de mal. O să batem aproape, fiindcă peștele acum este la mal, nu mai este în larg. Sper să prind ceva frumos azi. Atâta vreau, caraș. Cât mai mulți caraș. Hai să le întindem. Firele sunt făcute de data trecută. Nu trebuie să mă mai chinui. Bate vântul, o să avem un pic probleme cu gunoaiele în apă. O să intre în fir, așa e când bate vântul, dar o să ne descurcăm. Nu o să ne lăsăm așa jos, fiindcă azi este mult, mult mai periculos decât data trecută. Sunt valurile mult mai mari, așa că o să stăm cam pe la jumatea digului. Nu o să ne lăsăm mai jos, chiar dacă trage peștele, asta e. Nu vreau să fac baie și în dimineața asta. M-am învățat minte de data trecută. Am văzut că a strâns o grămadă de mine, dar a fost o lecție pentru toți. Aveți grijă, încă o dată vă zic. Hai să ne apucăm de treabă. Nadă de la benzar, extras de floarea soarelui, cu trei vermișori. Pleacă. Doi albi și un roșu. Uitați ce fel am pus lanțetele din cauza burienilor. Dificil pescuit azi, foarte dificil. Și valuri mari și foarte mult. Și foarte murdară apa, intră toate răgăliile prin fir. Foarte dificil pescuit. Încercăm să dăm așa. Hai mă. N-am târziat să apară și prima trăsătură. Uitați câtă iarbă, câtă iarbă aici. Primul pește. Primul pește pe pescuitul acesta dificil. Uitați câtă iarbă în vârf. Ce e aici? Primul moronaș. Micuț într-adevăr, dar e primul. În primele 10 minute, primul pește, dar condițiile este de pescuit, mă rup. Nici nu-ți dai seama când trage, nici nimic. Dar măcar s-a arătat peștele. Nici nu am apucat să-l prind de primul și a venit și primul caras frumos. Uitați ce caras frumos. Ce caras. Ce frumusețe de caras. Ambele lansete lăsate pe mal. Trage peștele la greu. În nebunie. Uitați, e lovit aici într-o parte, nu știu de la ce.
Ce bine l-am prins! Deci nici n-am apucat să opresc filmarea de la primul pește și uitați aici, ce caras frumos! După cum se vede și lanțet, și prima lanțetă e pe mal. Dacă stătea vântul acesta un pic, cred că îl omoram azi. Uitați ce cărășoi! Încă unul. Trăsătură foarte frumoasă și puternică. Tot un moronaș. Asta e un pic mai mărișor. Un pic mai mărișor. Asta e mai mărișor un pic. Un pic mai dezvoltat. Exact cum v-am zis. Un pic mai dezvoltat. Nu foarte mult, dar e mai bine. Uitați-l. Nici l-am prins bine la una, ca și tras a doua, dar l-am pierdut. Ce frumos trage peștele, păcat de vreme asta nebună. Deci unul după altul, unul după altul. Unul micuț, într-adevăr. Hai că taburiană. Micuț. De secunde înainte a tras asta și am pierdut. Era un cărășel frumos, dar asta e. Nebunie de pescuit. Prima plăticuță. N-am văzut anul ăsta nicio plăticuță până acum. Prima, destul de micuță, dar măcar e prima. Hai mă! Ce mă disperă! Nici nu-mi dau seama, e pește, e iarbă! Și încă unul frumușel. Încă un caras frumos. Hai sus. Încă unul frumos. Hai că a început să tragă carasul. Frumusețe.
Hai, bă! Cum dau drumul la filmare ca să-l iau? Hai, mă! Hai, mă, nu mă mai chinui! Moronașo! Nervosul! Ești prea mic, du-te! Ne vedem la anul! M-a disperat! M-a disperat! Uitați câta iarbă am scos aici! Câta iarbă! O dată trag pentru pește, de 3 ori pentru iarbă. Uitați cum sunt vermișorii. Sunt terminați. Nici măcar n-am văzut când a tras. Deci m-a disperat buriana asta, nu mai pot. Uitați câta iarbă am scos pe aici. Peștele trage foarte, foarte bine pe lac aici la Călimănești. Dar principala problemă, vântul și cum buriana din apă m-a disperat. Deci m-a disperat. Nici nu-mi dau seama când trage peștele mai mult. L-am înțepat la nimereală până acum. Oh, greu pescuit. Cam aici se termină clipul nostru de azi. Am prins ceva pește. Ia să vedem cât e ceasul. Să vedem cât am stat. Oricum, n-am mai mult de 2 ore de când am venit. Și ați văzut câta pește am prins. Deci 9:40. Și am venit la 7:10. 2 ore de pescuit. Aproape 3 ore. V-ați văzut cât pește am prins. A început să vină căldura de acum. Condițiile nu sunt foarte favorabile, dar m-am distrat. 3 ore de pescuit a fost perfect. 2 carași frumoși, moronași. Ce vreme e mult. Gata, mă îndrept spre casă. Ne vedem la clipul următor. Pa, pa!